Salutare tuturor și bine v-am regăsit, fraților, la un nou vlog. Astăzi o să facem partea a doua la fake logo versus logo real, pentru că v-a plăcut foarte mult. În 12 ore badare s-au strâns peste 10.000 de like-uri și 100.000 de vizualizări și mă gândesc că le-a plăcut, nu? Dar deci, sunt puțin atent aici acum la niște poze de asta. Să merite să fac și partea a doua pentru că vouă v-a plăcut. Dacă vă place și partea asta, apăsați butonul de like acolo în forță și număr cât mai mare. Dacă vă întrebați de ce filmez în casă, vă arăt imediat. Vedeți și voi de ce filmez în casă? Mărășești, plouă în continuu efectiv. Deci n-avem într-o zi liberă, soare sau ceva. Am ținut mărțiși să specific chestia asta ca să vedeți și voi de ce filmăm în casă, pentru că ne-am fi dorit vloguri afară și cu activitate și acțiune, dar nu avem cum și trebuie să filmăm în casă. Asta este. Am apucat, cred că o oră. O oră și după aia a început ploaia. Ploaia ne-a stricat tot. Fii atent. La fel ca și data trecută, 10 logo-uri. Da, eu 10 logo-uri tu, da? Dă-te în marginea canapelei ca să pot să pun eu aici imaginea la mijloc. Îmi scrie și voi acolo în comentarii care credeți voi din prima că este logo cel real, da? Încep tu sau încep eu? Tu. Ți-arăt eu, da? Hai. Uite aici, fii atent. Primul logo, ăsta. Bă, dar nu-mi dau seama de diferență. Vezi ăla la mijloc, la M? Vezi că unul e mai sus și unul e mai jos, aia e diferența. Primul, au, zic eu că e cel corect. Au, e cel corect? Da. Stai să vedem că... Nu știu exact. Deci tu zici că au e cel corect, da? Așa cred eu, nu știu. Celălalt care o leacă mai sus. Ăla care o leacă mai sus. Diferența e foarte mică, nu știu dacă o vedeți voi. M-am gândit la M, știi? Păi de la M, dar vine... Și tu M cum îl faci? Nu-l faci până jos? Îl faci până jos, dar așa au creat oamenii logo. N-am ce să-ți fac, Badan, prima oară ai greșit-o. Hai că... Aoleu, eram scăp telefonul. Ce faci la rușcă aici, ce faci? Ia. A, că ți-a luat mașină. Aici n-am, ar trebui să știu. Ai mașină, ai... Bă, mă, doar cap o leacă. Cum eram? Culorile inversate. Faci la mișto. Nu, sumură, fii atent. N-ai BMW-ul, nu știi ci te cași pe tine atât. A doua am B-ul, ești bău? Cum să zici, nu știu. B-ul, da? Mai verific? Nu are, trebuie să ziceți-mi voi acolo în comentarii dacă ți-a ratat sau nu, dar n-are cum badane, ce ai? Păi aia zic că ți-am dat-o prea ușoară așa. Ai un B-ul. Hai, dăm tu atunci. Hai să-ți arăt al doilea logo, este ăsta așa, frate. Dar ce ăsta total ăsta? De la o benzinărie. Mă, căcat. Dă să văd, ce să fac. Lasă-mă să mă. Păi oricum nu știi, trebuie să dai la ghici. Ala bala portocală. Stai așa cum mi-ar plăcea mie, de exemplu. Iar o iei pe cum ți-ar plăcea ție? E normal. E, A sau B? B-ul. B-ul ți-ar plăcea? Da. Dar dacă cât au, frate. Aia e greșit. Da, eu nu știu ce e total. N-am ce să-ți fac, asta este. Fraierul, am când încep și eu cu alea ușor. Am, mi-ai dat-o pe asta. Păi și asta e doar. Dacă nu căutai pe nici nu știi că e total benzinăria aia. Vrei zici tu mic, știai. Asta văd și pe tine acum. Deci diferența o face că săgețile alea, capetele alea din sus. Iar de acolo sus. În stânga și în dreapta, nu? Ia zi. Asta la ghici eu zic o dai. Păi chiar la ghici. Dreapta, eu zic. Asta? B-ul, da, B-ul. Asta? Greșit asta. Cum? Aia e la altă au? Da. Mie mi-a plăcut invers. Dar hai, nu contează, asta este. Acum am greșit, greșit. Fii atent, acum că ăsta ar trebui să-l știi. Yeah. Da? Închid telefonul. Nu, mă, că-s aici, așa, mă gândeam, uite, e blocat. Așa. Asta. B-ul ăsta? Da. Da, corect, la ghici frate. M-am gândit. Da, bă, te-ai gândit, sincer, te-ai gândit ca mult. Nu eram sigur, sincer. Stai așa să vezi ce de fratele tău acum ia de aici, pe mașină, că prima ți-am dat-o prea ușoară. Nu, stai așa că nu știu, să mă bate mama, fii atent. Prima ți-am dat-o prea ușoară. Bă, fii atent că mă induci în eroare rău. Prima i-am dat-o ușoară cu BMW, am fost prost, dar acum hai să te văd, că tot el cu mașinile astea, hai să te văd eu acum. Cred că au. Au sau B-ul? Au. Au? Da. Hai să caut, că nu știu nicio. Da, știi tu sigur? Dar ia caut-o, că nu-s așa convins. Da, mai. Ai, cu cal. Perfect. N-aveam, era greu să greșesc. Părea puțin calul aici, da, așa, da, partea asta la altă întors, știi? Ia, să vedem dacă tu îți dai seama aici. Sincer să zic, nici eu nu mai știu exact care e varianta corectă. Umplutura pe stânga sau pe dreapta? Prima, zic eu. Au, da? Da. Stai să verific, nu mai știu. Da, mă, da? Vezi că așa-i dreptate. Am ghicit, am zis la ghicit. Sincer, vă zic, am zis așa la nimereală. Bagă. Uai, la diferența asta e prea mică. Nu știu unde e diferența. La mijloc, mă, nebunule, nu vezi ce fel e una mai alungită și una mai... Eu nu prea văd diferențele astea și chiar. Acum am văzut, la mijloc, acolo nu se duce până jos, la cealaltă se duce până jos. B-ul. Dar sincer să zic, nu știu. B-ul, stai să caut, că nu știu. Da, mai dreptate. B-ul ai zis? B-ul, mă? Greșit, iau. Uite, nu-i până jos, vezi? Nu-i așa alungit. Și tu ai zis B-ul, până jos de tot.
Da, și eu acum o mașină, frate. A, mi-ai dat ar trebui să știi pe care știu. Ar iubita ta, frate, pe jos, trebuie să știi ea. Vezi că... Parcă zici că e mașina mea. Eu am trăit în casă cu, nu știu ce am avut ora trecută, cu Samsung, cu chestii din astea și nu știu. Cu telefoane și cu televizoare și nu știu. Dar fii atent aici că diferența e la gură. Unul are gura căscată și unul are gura... Nici nu văd până acolo. Gura căscată? Da. Eu zic că căscată. Nici nu mai mă uit, azi la nimeni real. Cum e cu gura? Da, nu știu. Așa cred. Așa aș face eu. Așa l-ai face cu gura căscată. Da. Așa fi oros cum ar veni. Pe bune? Da, l-a înghicit, deci credeți-mă că a zis cea mai mare nimereală din viața mea. Hai să te văd, acum când mi-ai dat și tu cu benzinării, ți-am dat și eu. Tot așa la mijloc e diferența. Văd că săgețele sunt razele la de soare cum ar până jos și ăla la mijloc. Mie mi-ar plăcea plinul, o dau și eu ca tine. Plinul, beu. Ăsta beu-o? Da. Care ai zis-o? Plina, cu până jos. No, e asta. La umă. Da, uite. Dar e urât, uite. Parcă nu mi-ar plăcea. Nu-i, nu-i până jos. Mi-ar plăcea mai mult. Îți razile alea până la mijloc, așa, știi? Hai, arăt în țigări. Asta trebuie să știi. Care? A sau B? Da, de ce ești proști? Te uiți pe spate. Dar tu de ce te-ai? Că nu mai știam exact. Păi să mă vezi nebun dacă n-am vrut să zic aud, Danule, și ziceam greșit. Să mă vezi greșit? Nebun dacă nu, deci uite, vă zic sincer acum ca să recunosc. Prima dată când mi-a iertat aia, zic, cred că auim. Și când am văzut așa, mi-a dat să zic, băi, la... Ce prăză. Hai să o luăm așa, greșită cum ar veni. Rămâne greșită. Primul instinct când am văzut poza, zic, a, aui, sigur. Dar după aia am făcut așa, zic, băi, la... Iar trebuia să zici din prima și după aia să te uiți. Nu, am, o greșeam, dacă o luăm așa, o greșeam. Și gândește că, uite, stau de... Când am eu telefon, stau cu iPhone-ul în mână. Da, aia e chestia, că vezi, detalii ți-am mai zis și data trecută. Ești în fiecare zi cu ele, dar nu, nu dai rău, seama. Prost rău, ia. E ușoară asta. A, mă, da, o faci pe prost acum. Prima. Acum. Prima? Au, da. Hai să vedem. Fără... ușoară de-a niciun lucru. Da, și mi-a plăcut de el ușoară și după aia intră pe ca și cum eu știam, știi? Da. Dar nicio treabă, au ăsta. Forță. Am da, mișcă. Dar am nimerit-o, sincer, zic, nu știam. Nu știai? Nu, ia nici să zici tu, zici tu mie aici. Yeah. Băi, n-ai cum, pe aplicația asta intri de 100 de ori pe zi, dar nu te mai uita în telefon. Fii dar prost. Nu mă uit, uite-ți la poze aici, așa. La Amazon, a rămas poza. Cum mi-ar plăcea mie, da? Deci eu zic... Fii atent, că... vezi, săgeata e una da, pe stângă, una pe dreapta, asta e diferența. Beu. Beu, da? Da. Invers. Ce boi ești. Ia mai două dată. Da, mă, invers. Invers era. Ăla jos. În partea în alt. Fai. Ce pană. Merg și eu tot așa pe vrăjeală din asta. Na. Bă, mă, dar că pe fete în ce mi-a dat scurt. Merg și eu pe vrăjeală asta. Beu. Ăsta? Vezi că beu, da. Beu, dar da? Ai prea da, mai dreptate. Așa, m-am uitat. Vezi? Ăla pe drept. Ăla mi se părea prea în jos, așa. N-avea niciun sens. Brandurile de biscuiți. Oreo cum e? Ce are mult diferit? Păi una e în val așa și una invers. Una e umflată cum ar veni. Beu zic eu că nu mi-ar plăcea curbat așa invers. Așa aș face eu designerul. Pe B, mine. Da? Da. Da, mai am da? Nu mi-ar plăcea. Ia... Vine urât așa pe pachet. Așa vine altfel așa cum i-a făcut. Da. Așa zic și eu acum. Are dreptate acum. Ce se mai... Hai, vezi puțin. Leu, nu mai știu badane să dar mă dar nu știu. A, una invers. Una așa și una așa, nu? Da. Nu știu, nu știu pe asta. Zic tu răspunsul și zic și eu. Au. Primul zici tu? Au, da. Au, zic și eu, așa ziceam și eu că așa ai fi zis și logică tu? Prima dată cu capul. Da, știi? Hai să vedem. Da. Anzi bine? Da. Anzi bine. Amândoi bine, am ghicit tot, da. Fii atent aici. Ai ghici mai mult oricum, da. Mă. Până acum am, da. Aia mai mult, sigur, sigur. Asta e mai vechi, așa. Mamă, de la Messenger, de la cântare. Semne exclamări sau primul, cu semne exclamări. Dacă l-am greșit pe ăsta, cel mai prost. Da, chiar da, ești. Deci am stat de când îți mic, la sălit din net, rupeam Messenger-ul în două. Hai să vedem acum. Sunt prost, este? Momentul adevărului. Sunt prost? Deci tu l-ai zis pe care, ăla da, cu... Primul. Băi, frate, da, ai zis bine, ești prost. Ai, de ce mulți mi-a dat pe aia. Cum să-l zici? Toată copilăria mea pe Messenger, ești nebun la cap. Hai să vedem. Dar nu mai știu nicio, vreau și o să văd. Frunza, frunza, frunza. La mișto cu frunza. Da, frunza acolo, diferența, dar beu. Beu? Da. Eu zic că au era. Zici că au era? Da. Ia caut. Parcă aduci designul nașpa așa cu frunza invers. Zic și acum vrăjeala mea. Care ai zis tu asta? Beu, beu. Beu? E greșit aia, parcă să uite. Deci... E cu frunza în partea asta spre mine. Invers trebuia băgat da, și piciorul. Și am ajuns la ultima rundă. Acum fii atent, mai am eu una, tu una, da? Da. Fii atent, acum nu mai știu asta trebuie să o știi. Vedem la urmă, facem iar recensământ ca dată să nu fie cumva egat. Ba. Asta dacă nu știi, ești fraierul mondial, nu fraier.
N-ar trebui. Yes. Pentru că nu țin cu Real Madrid, dar bine, da. Asta nu e nicio scuză, dar dă-ți să văd, că nu văd. Hai. Dar ce coroana sau ce schimba? Nu, Dunga, vezi, una e așa și una e așa. A, nu, prima. Au? Da. Da, mă, a avut dreptate, frere, dar tălea cât de emoție la înțelea că... Bă, dar așa prost, să fie cu fotbalul ăsta. Și eu mă gândeam, zic, bă, stai așa. Am înțeles, joc ca joc, dar măcar să știu stemele astea. Da, mă, nu, era, era cea, pleacă dracu cu asta de aici, ăstea au aia de sus, ești nebun. Prima? Da, ești nebun. Care, tu într-o zi aveai tricou cu asta la altă? Ala era ala din bazar, dar n-am zis. Da, ți-a dat țeapă? Nu, mai mă, uit? Au, mă, da, nu, te mai uita că știu. Dar lasă, de ce? Să mă uit, dar... Ce-aia, mă, ești nebun? Greșit, Danle. Nu are, mă, cum ești nebun, dar mi-a râs degeaba. Eu te, Danle, cum e corect, da. E cu puma leșinat, așa, pe spate. Bă, asta e corect, nu e nebun. Salvează imaginea, aș trebui să pun pe ecran, să vedeți ce puma. Bă, băie, ți-a greșit, Danle. Ce puma leșinată. Eu așa e imaginea corectă. Asta e acum, cum e pe ecran, asta e. Ha, ghicim, a ghicit. Bă, hai să vedem, ia scoate-le cu telefonul, să vedem cât ai ghicit. 6, iar ai 6. 4, 5, 6. Iar 6 egal, iar trebuie să luăm încă una. Deci pe bune, 6-6. Și păi, fără nici fără vorbit sau ceva de genul ăsta. Pentru ce să mai vorbesc? N-are niciun rost, adică ce farmecare. Mamă, mamă. Deci trebuie să mai luăm câte una de fiecare, da, nu? Da. Iar am făcut remis, dacă... băi, zici că e același video, doar cu alte din astea. E fix aceeași treabă. Mă uit acum, sper să găsești ceva, să-i spar creierul nou. Revenim când avem imagini, câte una de fiecare. Gata, mă, revenim pentru runda de departajare. Să vedem acum care și cum este. Să arăt eu primul, da? Stai, gata, da. Mi-am salvat și aia și originală, da? nu știam ia, care atent, e. La asta. A, cu ce dracu mă greșesc pe asta? Cum primul, s-o greșesc? Primul, au, nu? Da. Da, nu știu. E bun? E bun, da, mă gândeam acum. Puțin la cap. Mă gândeam că o joci greșit pe asta, că chiar era... Da, mă, dar e neatenție, așa, mă, induci în eroare. Da, mă, fac câte detalii minore. Da. Păi și ce frunză vântul meu face acolo, frate? Fantastic. Deci diferența, dacă nu observați, e la frunze. Dacă nu mă uitam la original, eu că am salvat și originalul, ca să știu care e bun, nu știam. Nu știai, nu? Nu știam. Eu zic că iau cu frunza acolo. Asta prima? Mi se pare așa că e cursiv. Prima dacă, asta? Da, dacă vine scrisul așa de la stânga la dreapta, și frunza de la stânga la dreapta. Deci e ăla cu frunza e B-ul cum ar veni, asta la altă. Da, deci am câștigat cum ar veni. Am câștigat cum la proba de departajare, cu un punct. Băi, nu mă așteptam să ajungem din nou tot la 6 puncte la fel ca la trecut. Da? Da, exact. Câștigat și eu. De tot trecut, eu câștigasem, nu? Da, tot așa. Da, nu mai știam exact. Dar ce știam? Mai încarcă vlogul ăla și aia, mai pun pe la o dată, da. Și cam mai e treaba. Băi, sper că v-a plăcut și partea asta. Mi-a plăcut super mult pentru că după cum am spus. Dacă nu le plăcea, nu făcea atâtea vizualizări și atâtea like-uri. Ai făcut 10.000 de vizualizări. Nu, 12 ore, da. Mai puțin de o zi. Mai puțin de o zi. Înseamnă că le-a plăcut, că altfel dacă nu le-a plăcut, asta m-am gândit și eu. N-ar da like. Asta m-am gândit și eu. Bă, dacă au făcut atâtea like-uri și atâtea vizualizări, înseamnă că trebuie să fac partea a doua neapărat. Așa că am făcut partea a doua, cred că ultima, pentru că nu știu dacă mai am logo-uri cu care să fac. Păi ar mai fi vreo câteva. Dau acum like-uri multe. O să vin cu alte serii de genul ăsta. Și am o idee, fii atent. Știi jocul ăla cu găsește diferența? Da. Două imagini la fel care au o singură chestie la fel, o singură chestie diferită. O să încercăm să facem cu chestia aia dacă apreciază seria de genul ăsta. Ok. Așa că apăsați butonul de like acolo, număr cât mai mare, fraților. Dați forță, like! Ăsta a fost vlogul de astăzi. Sperăm să vină... Rugați-vă și voi puțin pentru vremea faceți asta de afară, vă rog. Dacă știi vreo cineva dansul soarelui, să-l facă, dacă că nu mai putem. Ăsta a fost vlogul, băieți. Bogdan, Danu, vă salutăm. Ciao.